Astăzi, practic, dăm în folosință primul automat de vânzare de bilete la transportul comun din municipiul Cluj-Napoca. Este primul din cele 61 de automate care vor intra în funcțiune gradual până la sfârșitul lunii octombrie. Cu alte cuvinte, clujenii vor avea posibilitatea să-și cumpere la orice oră din zi și din noapte bilete, fără să mai fie nevoie să meargă la un chioșc, așa cum a fost până în momentul de față. Haideți să vedem dacă funcționează. Voi încerca să cumpăr un bilet. Aici apare ecranul. În primul rând, este în 5 limbi: română, engleză, maghiară, franceză, germană. Poți să-ți alegi orice limbă. Mi-am ales limba română, un bilet local, 2 lei. În consecință o să procedez la introducerea celor 2 lei. Da? Îmi arată că suma a fost primită, se pregătește biletul și biletul deja mi-a fost predat. Un bilet pentru o călătorie în municipiul Cluj-Napoca. Se poate achita și cu cardul, după cum se poate observa. Ca de altfel se poate achiziționa nu numai un bilet, ci mai multe bilete. În acest caz, haideți să vedem dacă funcționează. O să doresc să intru din nou în meniu, spune alege bilete și numărul de bilete. Și vreau 2 bilete și în consecință o să o traduc suma de 4 lei care mi se cere sau ca atare. Haideți să vedem, e vorba de 2 bilete, să vedem dacă funcționează. A funcționat, să vedem dacă îmi dă și biletele. Așa. Acum se efectuează tranzacția și ca atare, cele 2 bilete le-am primit ca atare. Să vedem dacă mai primesc și restul. După cum văd, am primit și restul, am pus 10 lei, primesc 6 lei rest, deci funcționează. Am făcut această exemplificare cu municipiul Cluj-Napoca, dar, după cum puteți vedea, și pentru cei care circulă în zona metropolitană, pot să-și cumpere bilete în funcție de zona teritorială și pentru cei care circulă în afara municipiului Cluj-Napoca, îi invit aici să observe că este zona 1, care este municipiul Cluj-Napoca, zona 2, Baciu de Zbii, zona 3, Pahita, zona 4, Gheorghene, zona 5, Iulila, zona 6, Corpada pe Uden. Deci, în funcție de zona unde circulă, trebuie să apese aici pentru a-și putea achiziționa biletul. Cu alte cuvinte, le doresc clujenilor să utilizeze aceste bancomate din cadrul programului de ticketing. Din luna octombrie va fi posibil să se cumpere și cu cardul automat, un card care va permite să fie încărcat cu o anumită sumă de bani și în limita la o oră sau două ore să circul pe toate mijloacele de transport în comun. Pentru orice detaliu, compania de transport vă stă la dispoziție. În preajma fiecărui automat care se va deschide, va fi o persoană care va îndruma cetățenii cu privire la modul cum să achiziționeze bilete și să sperăm că nu vom avea probleme. Împreună cu conducerea regiei și cu managerul de proiect, ne dorim clujenilor să folosească sănătoși aceste noi automate de bilete la transportul în comun. Doamne ajută! Sănătate! Deci, mă pot la treabă!